Domnule Becali, cum e? Un punct pierdut sau... Două puncte pierdute sau un punct câștigat? Cum a fost? E bine cum a fost. E bine cum a fost pentru că cel mai important și cel mai important este jocul echipei. Adică când joacă echipa așa în viteză, nu poate să se ia nimeni în cale. Ca dovadă nici ei aseară, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, dar e bine de ce e bine? E bine pentru că... Pentru că nu aș fi vrut. Ai văzut, Gică, cum a zis? Dom'le, suntem fericiți. Jucătorii au spus, dom'le, ne-a promis că ne dă o primă, dacă nu mâncăm bătaie. Era ziua lui. Deci a făcut Dumnezeu așa, știi, bă, Gigi, îți dau și ție un punct, îți joacă echipa, ce mai vrei altceva? Te-am mulțumit că joacă echipa ca atare, ești campion. Și îi dau și lui Gică, unul, că e ziua lui, deci să-l bați de ziua lui. Și toată lumea fericită. Da. Aia, dacă a zis, arbitraj a zis, Gică, așa, așa să fie ca el. Deși că dacă dai cu capul așa, nu înseamnă că dacă îi dai unul cu capul în spate și lovești, e faul în atac, adică și galben, nu 11 metri. Ăla săracu a sărit la sus, la cap, ăla vine Nedel cu bagă fundul în el, îl împinge și ăsta vine și mai dă și ăsta încă un cap, 11 metri. Da, dacă ei așa au vrut, să fie așa. Așteptam dat probleme de arbitraj când ați văzut că e Horatiu Feșnic? Nu e prima oară, sunt probleme. Băi, nu, n-am ce să spun, să spun de ce n-am, pentru că el celălalt, adică el a arbitrat corect totul, adică și galbene când a avut de-a dat și simulări și alea și alea, numai că dacă, de exemplu, îți spune unul probabil în cabină, că el n-a vrut să dea, îți spune din cabina VAR, băi, vezi că nu știu ce, că aici e de interpretare, adică cum înțeleg și arbitrajul, că ești arbitru, dar nu, dacă n-ai inteligență, poți să fii tu și în orice meserie, dacă n-ai inteligența, degeaba. Dom'le, cum a zis și ăsta, dom'le, stai puțin ca să la cap, ceva firesc și după aia a dat minge. Păi da, da, a sărit la cap. A sărit la cap, dai cu capul în minge, după dacă mai dai și cu capul, îi mai dai un cap și la altul, nu mai este firesc, este nefiresc, nu? Nu s-a văzut lipsa lui Olaru până la urmă? Deci tot cabina VAR, părerea mea, nu Feșnic. Feșnic i-a zis, băi, vezi că cu tare, păi cu, tu ce zici? Că așa e, comunică între ei. Bă, părerea mea, dacă a dat cu capul, l-a lovit mingea, pe urmă îl lovește în cap. Da, mă, Feșnic, dacă el vedea faza de 3-4 ori, își dă seama că la vezi când sare, vezi cum e, e rotit. Dar Feșnic e influențat de ăla, cum îl cheamă? Chivulete. Chivulete? Gata, bă, a dat repede. Deci nu pot să-i spun lui Feșnic nimic. Adică nu s-a văzut tendință. Da, a greșit pentru că l-a influențat ăla. Ar fi bine să se audă discuțiile astea dintre cabina VAR și arbitru? Să se audă ce vorbesc arbitrii? Să știe oamenii, da, să știe oamenii băi, ce vorbesc. Băi, nu ar fi bine. N-ar fi bine și de ce n-ar fi bine? Pentru că aia e secretul lor. Adică dacă mă înțeleg eu cu tine, mă consult cu tine, știu numai eu. Păi după aia o să stai, bă, puțin. Eu sunt stăpânul, eu hotărăsc. A, păi nu mă, că ăla ți-a zis, ție nu ești tu stăpân. Adică nu-i... Alea sunt sfaturi. Da. Aia, dacă ești, ai inteligența, stai, bă, să văd eu. Nu? Dacă ai inteligența. Dacă nu ai inteligența, da, păcălești. Până la urmă, dar din offside-ul ăla, ați înțeles ceva? Trebuie să ne apucăm toți de geometrie. Ați înțeles ceva din offside-urile alea? Liniile. Eu am înțeles foarte bine, clar. Ce, este piciorul aici, am trage o linie aici. Nu? Este aia cu tare, trage linie. Și mare lucru, și atâta sau atâta sau atâta. E linie albastră unde are Daua, e linie roșie unde este Luis Munteanu. Ce e mare lucru? Că e spațiu plan este, cât atât, atât, e distanță între ele. Ce mai vrei altceva? Ce să e nevoie de înțeles? Noi le complicăm. Trage linie și trage linie. Și gata, punct, ți arată exact că e distanță între ele. Păi ce, mă, capul dacă este așa, vezi? Dacă eu sunt așa, vezi? Uite, deja de aici până aici e un metru. Înțelegi? Că zic unii că nu cred. Crezi, nu crezi. E linie, acolo este clar. Spune computerul. Nu avem ce să spunem. Cine v-a plăcut aseară? Cine v-a plăcut aseară? Cel mai mult care mi-a plăcut, adică toată echipa, că jucăm prea în viteză năucitoare. Adică jucăm în viteză. Nu joacă, bă, nici aia. Străinii nu joacă în viteza asta. Adică din prima. Mai ia, face atingere, pas. Preluare, pas. Dar noi nu mai facem preluare. Noi facem direct pas. A,
Aia este viteza, inteligența. Ai înțeles? Și de-aia eu am curat să vorbesc. Când nici nu mai mă întreb ce. Nu e 11, e 9. Și ce? Nu se face acum iar. Că joacă între ei cu tare. Se face ori 11, ori 12, ori 11. Deci și nu jucăm direct. Deci nu mai am... Din moment ce joacă echipa, nicio treabă. Dar mi-a plăcut foarte mult echipa în general. Dar Baba. Baba... Transfer reușit? Nici măcar o minge să piardă. Siguranță. Nu poți să iei mingea. N-ai ce să-i faci. E, după aia la polul opus Luis Felipe. Ați nu... Fotbalist, nu e fotbalist. Nu mai e ca untul? Păi nu mai e untul. Nu mai e untul. Păi nu, ca să fii ca ui, hai să spun cum e treaba la fotbal. La fotbal știi că, zice, paza bună păzește bostănăria. Când ți-e frică, de frică joci. Și dai totul, băi, vii. Și după aia te obișnuiești, lasă că nu-i problemă, că nu fură nimeni bostanii. Pepeni, știi? Nu-i problemă că mai stau, că mai dorm. Și dacă vrei să te dai, îl lași pătânșeală, la revedere, tată. Adică vrei să-ți ascunzi frica. Nu, tată, lasă frica, joacă, dă-i tare, se dă frică să joci. Dar dacă ai și frica și mai vrei să o ascunzi frica, aia nu merge. Nu poți să faci două dintr-un foc. Trebuie să o lași frica să-și facă datoria. Adică ce? Lupți împotriva ei. Adică toată ambiția, toată puterea ta o dai. Și atunci nu mai ai frica. Adică frica te păzește. Dar dacă tu vrei să ascunzi frica, să te dai că ești mare, nu mi-e frică, mă, cazi în groapă. Dar credeți că acum o să joace de frică, că nu o să mai prindă... Așa făcea Vlad. Vlad avea emoții și vrea să le ascundă, să arate că e mare. Și așa, deci talentat. Va mai avea șanse? Șanse sunt. Va fi șanse. Vor fi șanse pentru el, că am încredere în talentul lui. Numai că... Dacă mai joacă două, trei meciuri așa, hai la revedere, du-te, tată. Nu contează, am pierdut și gata. Păi ce, noi ne așteptăm aici. Noi n-ai văzut viteză. Țac, pac, n-ai văzut când vine mingea, nu mai așteaptă să mai opre ea. Țac, zang, 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 bang, gol. Și noi, bă, o echipă ca Faru, să nu aibă nicio ocazie de gol, păi înseamnă că sunteți foarte puternici noi. Poate mai mult când ne-a jucat Olaru și Coman a intrat în doară pe. Și asta. Păi nu, păi Coman n-a fost în puterea lui, Olaru n-a jucat. Nu? Totuși putea să câștigați. Radan Slavescu a avut vreo două ocazii singur portat. Ce să faci? N-are experiență. Eu mai am încredere în Radan Slavescu, că n-are experiență. El i-a spus, du-te mă și joacă, du-te acolo, du-te acolo. L-a vrut multe echipe, n-a vrut. Nu că el vrea șansa lui. Du-te mă și joacă, cum s-a dus ăla, Musi. Și uite, e cel mai bun, el e numărul 1 de la Petrolul. Și el e cel mai bun jucător de la Petrolul, Musi. E, și el, Radan Slavescu, juca acum, venea în vară puternic. Încredere. Dar dacă nu a vrut, ce să-i fac? Eu nu pot să-i oblig. Băluță, acolo în poziția de vârf, s-a luptat tot meciul. Băluță, dacă îl pui și portar, apără și, și portar. El, de ce? Își dă viață. Aia, a omul, ambiție. Oltenească. Îl pui portar, apără. Orice îl pui. Fundaș, dacă îl pui fundaș, mă, nu portar, că glumă. Asta. Dar dacă îl pui pe Băluță, dacă pe Băluță îl pui fundaș central, el joacă și fundaș. De ce? Pentru că el joacă ambiția lui, aleargă mult și dă viața. Joacă. Orice. Tavi, cum mi s-a părut? A jucat și în stânga, a jucat și în dreapta. Bă, Tavi... S-a tot mutat. Mulțumit. Adică, puțină creștere. Adică... E ceva, ușor, bine, da? E ceva încet, 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 încet. Poate încet, 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 revine. Deci mi-a plăcut de Tavi. Prima dată, primul joc care mi-a plăcut de Tavi. Ce vă doriți la Rapid cu CFR? Ce-și dori? E egal. Nu, normal, asta mi-ar dori. Sau, sau să bată Rapid, pentru că de Rapid nu mi-e frică. Adică să bată Rapid, pentru că CFR tot mai... Au ceva, ceva, nu știu ce să zic, dar au ceva imprevizibil, au ceva, o putere care... Înțelegi? Dar Rapid nu mi-e frică că n-au ce să, ce să facă. Craiova mai luați în calcul după victoria? Nu, nu. Craiova nu mai iau în calcul. Nu, mai iau că... Adică pentru noi, 14 puncte. Nu, n-am cum să iau în calcul. 14 puncte, sunt 7 jumătățite, n-ai cum. Vă e teamă de ceva în play-off? Nu știu, de arbitri, de... De ce nu există alianțe, mă? Fiecare joacă pentru el. Există ultimele trei meciuri, dar noi nu mai ajungem acolo. Ultimele 3-4 meciuri, când se înjucate deja primele 2-3 locuri. Dar nu, noi nu o să mai ajungem acolo. Noi după 5 meciuri, primele 5 meciuri din tur, de play-off, noi o să fim campioni. Aducem artificii și gata. Ne jucăm pe ei să joace. Facem niște... E adevărat că l-ați vrut
regretați oarecum că e în formă? Nici nu știu cine e, nici nabar n-am și nici nu mă interesează și dacă mi-l dă și acum gratis, nu-l iau. Că nu mă interesează. Bă, n-ați văzut ce jucător vreau eu? Și eu vreau un jucător care dă odată cât un șut, dă gol. Pe așa îl țineam pe companie. Dar e mai bucat glumos. Companie ce face pe la pleacă, nu mai pleacă, ce-i cu el? Rămâne până în vară. Companie nu mai mă interesează despre el, nu știu, nu știu despre ce e vorba cu el. Nu știu. Dar Brumaz nu. Brumaz nu mă interesează. A, Brumaz există, scuzați. Ați avut discuții pentru prelungirea contractului lui Haralambos? Hai, nu zice. Păi a intrat în ultimele 5 luni. Bine, jocul ăsta. Mulțumesc că mi-ai adus. Jocul ăsta se datorează și antrenorilor, până la urmă, că sunt criticați, dar echipa joacă și datorită. Așa. Auzi, ai spun un lucru. Bine, mă, fac eu echipa, nu? Bine, mă, fac eu schimbările, nu? Bă, da, e viteza aia. Cine o face, mă? O fac eu? O fac eu viteza aia? Bă, e tot meritul antrenorului aia, ca să joace echipa așa, în așa viteză, nici nu visam. Nu visam să joace în așa viteză. Nu credeam că se poate așa ceva în viteza aia. Zang, zang, zang. Când recuperăm noi mingea, din 3 pase, 4 pase în fața porții. Tu n-ai văzut? Pe cine joacă în viteză? Nici măcar, nici Real Madrid nu joacă așa în viteză care jucăm noi. Noi o să-i decapităm pe toți în viteza asta. Da, mă, da! Mai trebuie 2-3 plombe acolo. Nu? Un atacant de careu. Da, atacant de careu care să... Viteză, să știe joacă. Cum e Luis Munteanu ăla. Place de el. Da? Eu, l-ați luat în vară? Dacă ar fi să... Puternic. Bă... Trebuie să vorbesc cu Gică, nu pot să vorbesc despre Luis Munteanu decât dacă iau aprobarea lui. Și să vorbesc, trebuie să iau aprobarea lui. Ia lui, el l-a crescut, el cu tare, el face ceva, dacă el zice da, bă, da, fă ceva. Dă liber, Gică, da. Dar i-ați transmis ceva de ziua dânsului? Păi i-am transmis, i-am dat un 1, i-am dat un punct. Da. Nu, deci a fost bine, de ce? Nici nu era... Adică... Vreau să câștig. Bă, dar Gică este și el mare, îi spune regele, cel mai mare fotbalist. Bă, de ziua lui să mănânci bătaie, a văzut că e și el, a zis, de fericiți. Băi, de fericit că a luat un punct. E mare lucru. Și atunci a făcut Dumnezeu bine. Bă, și tu joacă echipa perfect, nașul tău nu trebuie să-l bați de ziua lui. Și toate bune au fost. Nu? Așa că nu comentăm deloc arbitrajul, că dacă a zis el Gică așa, așa să fie ca el, că a zis de ziua lui. Bine, mulțumim. Hai, mulțumim. Să vă ajut. Mulțumim. Ce? Ce-i cu ce?